Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii noastre Dale Buzoianului. Discutam cu invitatul meu din fiecare zi de marți, domnul avocat Florian Angelo, că iată, vin evenimentele peste noi, să mai întâmplă câte ceva și pace prin orașul nostru prăfuit. Cu domnul Angelo ziceam puțin mai devreme eu că noi stăm aici la Buzău, în orașul Buzău, în cel mai corupt oraș, nu din țară, nu, din lume. Domnul avocat mă contrazice. Acum rămâne să aflu și părerea dumneavoastră a telespectatorilor, dacă e așa sau nu. Vă salut, domnul Angelo. Mulțumesc frumos pentru prezență. Nu suntem noi la Buzău aici în cel mai corupt oraș din lume? Nu, nici într-un caz. Cine ne poate depăși? Apoi oricare dintre țările latinoamericane. Deci acolo lucrurile sunt mult, mult peste noi. Nu cumva a fost așa cândva treaba asta și noi am venit tare din urmă așa pe, nu, pe turnantă și am depășit? Nici vorba. Acum dacă vrei să faci o șmecherie în Buzău... Așa? Te prind ăștia? Nu te... Nu, te prind, să... Mă rog, să zicem că există șanse să te prindă, dar toată lumea acum este frică... Le e frică, spune, ziceți dumneavoastră. La toată lumea este frică de DNA mai rău decât de dracu. Da, părerea dumneavoastră, domnul avocat. Eu zic că ăstora nu le e frică nici de DNA, nici de dracu, nici de nimeni. Singurul scop este înavuțirea. Bani mulți așa, vile, mașini, femei și tot ce este așa de bun gust, așa, nu? Nu știu, dar de exemplu, din subiectul pe care urmează să-l discutăm acum, îți pot spune foarte multe lucruri pozitive despre persoanele respective, în sensul că nu au vile, nu au mașini, nu au... Da, ăștia nu, că ăștia sunt micuți, așa, să zicem. Ba chiar, uite, uitați și dumneavoastră, domnul Angelo, și mă uitam așa pe site-uri, ce scriu lumea, ce să fac comentarii la arestările astea de la primărie, nu, reținerile astea de la primărie de astăzi. Zic une, să sparge buboiul de la primăria Buzău. Da. Dar nu, un fâs, nu? Până la urmă, asta este și părerea mea, dar am pus titlul ăsta, domnule, că mi s-a părut și mie mai pompos, așa, dar abracadabrant, așa, titlul ăsta, să sparge buboiul de la primărie. Dar haideți să le spunem telespectatorilor despre ce este vorba. Niște rețineri, domnul Gegea, directorul sectorului economic din primăria municipiului Buzău, tocmai ce a plecat, uite așa, nu? Unde, domnul? La arestul poliției, reținut de procurorii DICOT, ceva mai devreme, a avut aceea soartă alți doi șefulezi din primărie, unul se numește Virgil Toșu, șef serviciu urmărire, executare și colectare creanțe fiscale persoane fizice. Îl cunoașteți? Pe toți îi cunoaște. Pe toți îi cunoaște. Cea de-a doua persoană reținută, Liviu, în ordine cronologică, Liviu Cătălin Boaru, șef de la serviciu urmărire, executare și colectare creanțe fiscale persoane juridice, și primul arestat, o doamnă, Nicoleta Angelica Lung, referent și apă la direcția economică din primărie. Dar haideți să vedem și noi câteva imagini. Mi le-au adus colegii de la știri, m-au ajutat și pe mine că sunt mai neputincios, așa, mai nevolnic. Haideți să le urmărim cu domnul Gegea de la primărie, reținut de DICOT. Bună ziua, domnule, de ce ați fost reținut? Bună seara. Fază de cercetare și vom vedea ce... Păi, domnule. Domnul Gegea. Da. Poate. Știi ce s-a întâmplat în direcția economică, domnul Gegea? Chiar nu știu, da. Da, l-ați văzut pe domnul Gegea, dar cel de-al doilea avea geaca asta de piele de culoare neagră, șeful serviciului economic, direcției economice din primărie. Primul avea un sacou mai deschis la culoare, domnul Virgil
toșu de la persoane fizice, urmărire, executare și colectare creanțe fiscale din primăria municipiului Buzău. Avem și comunicatul domnilor de la DICOT. O să citesc așa ce e mai important de până el. Zice așa că în urma activității definitivării activităților de identificare și prelucrare a documentelor ridicate la percheziție, am dat-o noi de la primărie de acum 3 săptămâni, da? 22 octombrie fu atunci, executată de către procurorii DICOT, așa, s-a dispus extinderea urmăririi penale față de mai mulți funcționari publici, deci mai mulți, da? Având funcții de conducere și de execuție în cadrul primăriei municipiului Buzău pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică și abuz în serviciu în dauna intereselor mafia. Da? Deci că citim din ăsta, din comunicat ale procurorilor italiene, uitam la Caracatița înainte. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015 la nivelul primăriei municipiului Buzău s-a constituit un grup infracțional organizat, format din mai mulți funcționari publici care activau în cadrul compartimentelor de colectare, urmărire, executare a creanțelor fizice, persoanelor fizice și juridice. S-a reținut, de aici devine mai interesant, că membrii grupului au introdus în sistemul informatic de taxe și impozite date nereale, prin care au fost clasate și anulate nelegal un număr de 114 amenzi contravenționale. Și acum vine și mai frumos, parte din ele vizând așa, funcționari cu atribuții de conducere la nivelul unor instituții publice din municipiul Buzău. Deci funcționari, prieteni cu ăștia de pe la primărie, se cunoșteau, pac, bă, ștergem și mie o amendă. Bun, mergem mai departe. Rude ale acestora, evident, toată lumea are rude și ele trebuie ajutate. Surpriză, un magistrat, o fi judecător, o fi procuror, nu prea știu, dar e anchetă a procurorilor, îl dădeau în gât pe la lor, mai puțin. Așa, dar și rude ale unor cadre din poliție, poliții și rudele lor, evident. Eu știți că v-am spus că Buzău este cel mai corupt oraș din lumea asta, da? Nu știu dacă mă va contrazice cineva dintre cei care ne urmăresc. De asemenea, s-a reținut că în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupului au diminuat cuantumul debitelor datorate de către doi agenți economici. Adică s-a șters și la persoane fizice, dar și la persoane juridice. Nu s-a urmărit, executat și încasat creanțele fiscale datorate cu titlul de impozite și taxe locale. Prejudiciul produs bugetului de stat este în cuantum de 3.135.000 de lei noi. Fac eu traducerea că noi, cum spuneam, suntem mai nevolnici așa și ne descurcăm doar cu lei de ăștia vechi. Înseamnă 31 de miliarde, da, de lei vechi, din care doar 36.000 de ăștia noi, adică 365 de milioane, înseamnă amenzi contravenționale, cred că pentru persoane fizice, și 30 de miliarde de lei vechi reprezentând creanțe fiscale datorate bugetului local, neurmărite, neîncasate și neexecutate de către firme. Astăzi, la 17 octombrie, pe 17 noiembrie 2015, la sediul DICOT vor fi aduse sau au fost aduse în vederea audierii un număr de 13 suspecți. Asta spun cei de la DICOT din comunicatul oficial. Așadar, domnul avocat, deci ar fi vreo două firme trecute aici cu probleme, sau nu, cel puțin în special două firme, ăsta este termenul corect, două firme mari așa, care nu și-au plătit taxele și impozitele, însumând aproape 310 miliarde de lei vechi neplătiți și e și un mizilic aici, 365 de milioane, ăsta e un mizilic pentru câte persoane, 114 amenzi pentru persoane fizice. Deci, probabil dacă facem așa un simplu calcul matematic, are și vreo 3 milioane de căciulă, da? Ori fost vreo 114 persoane, așa, vreo 3 milioane de căciulă care au primit amenzi așa, pe care nu le-au mai plătit. Domnul avocat, știu că dumneavoastră cunoașteți multe despre această speță. Încep întrebându-vă exact acest lucru, dacă se sparge buboiul de la primăria Buzău,
după aceste rețineri spectaculoase, să admitem acest lucru, cel puțin pentru municipiul Buzău. Vă rog. Bun, nu știu ce înțelegeți prin buboi. Sau, la ce vă referiți? La chestia asta cu grupul organizat, care este o infracțiune absolut, cum să spun eu, tembelă, introdusă în codul penal, pentru că funcționarii respectivi n-au cum să se constituie într-un grup altfel decât în virtutea atribuțiilor de serviciu. Toți ăștia și-au exercitat sau nu și-au exercitat atribuțiile de serviciu corespunzătoare. Admitem chestiunea respectivă. Spuneam însă că toată chestiunea a pornit de la controlul curții de conturi, care s-a desfășurat pe toată perioada verii la primărie. Și atunci am întrebat inclusiv pe cel de-al treilea, care nu l-a enumerat, pe Cătălin Boaru: spune-mi, omule, care este problema, că nu înțeleg ce tot caută ăștia? Și mi-a explicat exact chestiunea respectivă. Cel puțin două dintre firme, care le știu eu, nu mă interesează ce a găsit DIICOT-ul, sunt în executare, în sensul că primăria a făcut cerere de creanță în cadrul falimentelor. Au intrat în faliment și deci nu mai pot fi executate, pentru că bugetul local, ca și creditor, este după bugetul general. Primăria este inclusiv într-un faliment al celebrei florării Codla, dar nu de aceea de la noi, florăria de la Codla. Acolo este tot așa acordat Boșcodealul, să zicem, un discount așa pentru flori, și acolo s-a constituit parte civilă primăria, fără șanse să fie recuperat. Acum, nu știu care sunt firmele pentru care echipurile s-au șters datoriile sau nu s-au executat la timp, însă 30 de miliarde înseamnă că este o firmă mamut sau sunt două firme. Nu, nu, 310 miliarde, domnul avocat. Sau 310 miliarde. Sunt, e vorba de două firme mamut care n-au plătit din 2010, nu până în 2015, am reținut că s-a făcut verificarea respectivă. Nu, stați puțin, 3 milioane de lei noi. Da, 3 milioane de lei noi înseamnă 30 de miliarde. De miliarde, da. 30 de miliarde care nu au fost executate din 2010 până în 2015. Nu e mare suma. Este, dacă te referi. Impozitele și taxele locale nu sunt foarte mari. Nu, deci, dar nu este o sumă extraordinară, 30 de miliarde de lei vechi. Pentru banii pe care rulează primăria municipiului Buzău. Nu, mă refer la banii care rulează firma respectivă. Da, sau firmele respective. De afaceri. În concluzie, domnul avocat, este o lovitură trăznet a procurorilor DIICOT sau nu, e un fâs? Nu, este un demers ulterior controlului curții de conturi, care a stabilit niște chestiuni și ei acum i-au dat înveliș juridic. Dar încă o dată spun că să-i acuz pe funcționare respectiv, chiar șef de servicii, că s-au constituit în grup infracțional ca să protejeze anumite persoane, este mult prea mult, nu se poate dovedi așa ceva. Da, măcar sunt acuzațiile în momentul Sigur, de față. Sigur, acuzațiile sunt, încadrările juridice. Nu, dar știți de ce probabil să zice că este grup infracțional? Că unii după acolo, alții angajați, probabil că n-au marșat la matrapazlâcurile astea de care sunt acuzați. Păi n-aveau cum să marșeze nici ăștia. În orice unitate administrativ-teritorială există o ierarhie. Deci nu să-mi spună mie că avea cineva curajul, dacă se ducea primarul la Gegea și să-i spunea: vezi, ajută-l pe ăsta, Gegea ar fi avut curajul să spună nu. Da? Sau Cătălin Boaru îi se spunea: măi, nu-l mai urmări pe ăsta, că e vinul meu, mă refer la primarul Boșcodeală. Boaru ar fi avut curajul să spună: nu, domnul primar, trebuie executat, omorât. Păi de ce? În teoretic ar fi trebuit să aibă curajul. Stați, domnul primar, că mă băgați la pușcărie. Cum? Sigur, și a doua zi avea posibilitatea să-și caute servici. Păi, dar tot era mai bine, nu? Iată acum, nu? Acum, decât cu cătușe, mai bine să căutai de muncă în altă parte. Sunt convins. Acum, bun, dar asta este doar o speculație, o supoziție, că le cerea cineva mai de sus ăstora să facă șmenurile astea. Sigur că da, nu făceau altfel, adică din inițiativă proprie, pentru că spuneam de la început, n-au vile, deci cel puțin Cătălin Boaru are un apartament, nici măcar mașină n-are. Gege are o casă moștenire, pe care o casă mai mult decât modestă. Nu știu nimic despre Toșu, dar despre cei doi. Nu există posibilitatea să spui că ăștia s-au constituit ca grup infracțional ca să păgubească bugetul primării. Poți să spui despre orice, că au fost neglijenți. Deci, dumneavoastră, că au răspuns la niște comenzi. Asta e supoziția dumneavoastră. Exact. Și au făcut, să zicem că au făcut jumătate din actele necesare pentru executarea silită a persoanelor juridice și fizice. Dar la persoane fizice este greu de crezut că pot să fie executați pentru amenzi de circulație, să spunem, din cei din cartierul Similească. Ce să le iei?
Da? E poți evident, faci și formele de executare și stai și pentru poate, ce să da. Faci. Bun, deci... Dar ziceți dumneavoastră că nu e o lovitură trăsnet, că nu, mai degrabă așa, un balonaș, așa, da? Da, hai să spunem așa că au fost... Se va sparge sau... Dacă este să spargă ceva, să spargă acolo unde s-au făcut concesiuni pe terenuri, dar s-au făcut matrapazlucuri de milioane de euro, nu 30 de mii, 30 de... Deci nu golăniile astea mici, nu? Astea sunt găinării de 2 bani, dacă au fost făcute, dar eu sunt sceptic. Dacă mergem pe supoziția asta lansată de dumneavoastră, domnul avocat, că... oamenii ăștia patru reținuți astăzi n-au făcut cu de la sine putere și vrere nu în toate cazurile astea. Deci nu în toate cazurile. Păi n-ar putea să le zică procurorilor și domnule m-a pus ăla sau ălaltul și atunci... Bine, n-are nicio dovadă. Din punctul ăsta de vedere e greu de dovedit. Și atunci nu, ca să păstrăm așa, să fim în ton cu titlul, să coacă un buboi așa și să... Să se spargă buboiul ăsta, să curgă puroi, așa? Păi, haideți să ne ducem aminte emisiunea în care am spus ce a constatat Curtea de Conturi în ceea ce privește impozitele și taxele de la cartierul Orizont, da? Care, când s-au vândut suprafețele de teren cu sume nu, derizorii față de prețul de piață. Acolo era buboiul, acolo este buboiul. Cine a făcut acel jmen? Da? Cine a făcut jmenul ăla nemaipomenit în urma căruia a apărut Carrefour? Da? Acolo era vândut cu un euro metru pătrat cuiva, da? Unei societăți importante din Buzău, după care societatea respectivă a vândut la Carrefour. Începe să mănânc cu domnul profesor Mircea Costache, domnul păi Angelu. Da, pentru că, și dânsul zice, da, să lăsați-mă, domnule, cu găinăreile astea. Duceți-vă acolo unde sunt marile tunuri. Exact. Tunul ăla știi cum s-a făcut? În ultima zi a mandatului unui anumit consiliu local, Consiliul Municipal Buzău, se votează, domnule, vânzarea către societatea respectivă pe un euro. Cât era chipurile prețul atunci, dar nici atunci nu era prețul respectiv. În ultima zi a mandatului. Păi găinarea care au votat așa ceva, îi lasă lumea în pace pentru că după aceea diferența este frapantă. Cel care a cumpărat cu un euro metru pătrat, îl vinde cu 100 de euro pătrat sau cât era dar nu închetează nimeni. Nu, aia nu mai închetează nimeni. Aia nu mai interesează. Nu, au fost anchetați o vreme consilierii care au votat, dar ce să vezi, n-a fost constituire de grupă infracțională acolo, este aici la impozite și taxe. Da, din informațiile pe care le avem noi legate de acest subiect, îmi spun colegii că domnul Petroșel, Nicolae Petroșel, șeful biroului DICO de aici de la Buzău, ar fi declarat pe cameră că 6 dintre cele 12 firme care au beneficiat de anumite înlezniri din astea aparțin unui fin al domnului primar Constantin Boșcodeal. Bun. Cum le știți dumneavoastră așa pe toate, domnul avocat? Îl cunosc și pe finul respectiv. Și pe finul ăsta. Nu știu e dacă... o performanță oricum în sine asta, pentru că la câți fine are domnul Boșcodeal, e greu să te descurci prin hățișul ăsta. Nu sunt mulți care ar avea 6 firme. Din acest punct de vedere... Cine e ăsta? N-are rost să spunem cine este. Până ne spune DICO-ul cine este, da, dar dumneavoastră știți, dar nu vreți să ne spune. Da. Deci, din cele 6 firme, cel puțin 3 sunt în faliment. Deci, nu știu cum din 2010 și cel puțin 2 dintre ele sunt din 2007. Deci, din 2010 și până acum să nu fie plătit impozite și taxe, asta e altceva. Este neglijența celor de la impozite și taxe care, în momentul în care au fost notificați că s-a intrat în faliment, n-au făcut operațiunea să-i scadă de acolo. Deși, mi-aduc aminte că la unul dintre falimente chiar am primit adresă din partea primăriei că se datorează în fiecare an o sumă de bani pentru impozitul pe teren și pe clădiri. Bun. Chestiunea respectivă este simplă. Cum ar fi vrut să fie executat altfel decât în cadrul procedurii impozitul datorat pe clădirile respective? Deci, acelui fin nu i s-a făcut niciun fel de hatâr, pentru că în faliment asta este procedura. Stai și aștepți la coadă. Da, citim și mesajele venite de la telespectator, domnul avocat. Iată, un telespectator care gândește ca și mine, corupția merge șnur în continuare la Buzău, deci nu vă speriați, da? Eu așa zic, domnul avocat nu e de acord, zice că s-au speriat ăștia de DNA. Așa, mergem mai departe.
Cred că acest fenomen, scrie alt telespectator, ne-a scris foarte mult, cred că acest fenomen cu favorizarea la neplata amenzilor, impozitelor și taxelor este o practică în toate primăriile din țară. Aceste taxe, în special amenzile, sunt plătite numai de către persoanele cinstite, care accidental au fost sancționate. În schimb, alte persoane sunt sancționate zilnic și nu plătesc niciodată. Și nici alte măsuri executorii nu se folosesc împotriva lor. Păi da, așa e. Plătim noi ăștia proștii și aia deștepții n-or plăti, că ei sunt deștepți. Bun, dar haideți să nu vrei să ne raportăm la persoana care vorbește acum. Dom'le, am fost amendat pentru depășire de viteză, că asta este cea mai frecventă. M-au executat, am câștigat și le-am luat banii înapoi. Deci, nu știu cine ar fi putut să nu mă favorizeze dintre cei care i-am enunțat până acum. Adică și Gegea și Boaro ar fi avut așa, să zicem, o mică slăbicine să mă păsuiască de la executare. Dar m-au executat, că asta este situația. Bun, ce mai zice telespectatorul nostru? Sper că acțiunea procurorilor să reușească și să-și extindă acțiunea și la primăriile din mediul rural. Indiferent de culoarea politică a primarilor, la noi la Buzău nu e nicio problemă, că toți sunt roșii, toți sunt de la PSD, dar din 87 de primării am 76 acum e 180. Deci din 87. Numai 7 au mai rămas la 76 sunt de la PSD. Așa, deci cum ziceam, la primările din mediul rural, indiferent de culoarea politică a primarilor, cu siguranță vor descoperi persoane protejate la neplată și bineînțeles și persoanele care asigură protecția. Aceasta este o practică destul de cunoscută și foarte veche, repet, dările către stat sunt plătite numai de către oameni cinstiți și serioși. Iar restul pas cu pas sau pâș-pâș. Poți să citești și altfel dacă pun diacritice. Succes procurorilor, încheie telespectatorul nostru. Mulțumim frumos pentru mesaj. Ce mai zic telespectatorii? Cam ce salariu să-l ta directorul comparat cu salariul unui medic și aflăm de ce nu mai avem medici. Ce salariu avea domnul Gegea? Știu că erau niște speculații, acum nu știu, speculații să... N-are? N-are. Unii răi, așa cum sunt ăștia din presă, da? Niște colportori așa de zvonuri, zic că... Deci este public... Câștiga vreo 100 de milioane pe lună. Nu. Dar e public organigrama la primărie, să știi care este cuantumul salariu, eventual cu tot felul de bonificații, tot felul de, să zicem, prime, păi da, da, bonificații, dar, cu prime, da. Păi da, dar au câștigat cei de la Curtea de Conturi și au fost obligat boșcoteală cu împreună cu toți se cei care... Se dea banii omului. Se dea banii înapoi. Deci da, au primit indemnizații de sport, de încordare psihică, de nu știu mai ce, și până la urmă Curtea de Conturi a câștigat și au fost obligați să dea bani înapoi. Deci cu aia, cu stimulentele alea, e posibil să fie ajuns la, știu eu, 60-70 de milioane, dar mă îndoiesc. Bun. Bună seara, profit de tema emisiunii și îl întreb pe domnul avocat cui să mă adresez pentru verificarea unei asociații de proprietari. Cine constată problemele, să zicem, răuvoitoare create de cei care conduc și în cazul în care se constată folosirea unor sume în alte scopuri, cum se recuperează? Exclusiv este competența poliției, dar aveți doamna aceea de la Asociația de Proprietari, acolo trebuie să-ți dați... Păi nu, și avem probleme. Și la primărie un păi, birou, doamna, lasă așa, vă referiți, da, exact. Biroul de la primărie, e un birou înființat la primăria municipiului Buzău, care cică supraveghează toate asociațiile activitatea... de proprietari din Buzău. Deci acolo mergeți, bateți la ușă și vă răspunde o doamnă. Bună seara, super emisiune, rog pe domnul avocat, ce ne poate spune despre uzul capiune pe 5 ani? Mulțumesc frumos! Da, uzul capiune este de 10 și 20 de ani. De scurtă durată dacă locuiți împreună cu cel care va uzucapa terenul în aceeași localitate, 20 și 30 de ani dacă sunteți în localități diferite. Este o instituție care destul de greu poate să fie utilizată sau uzitată pentru a dobândi proprietatea cuiva. Bun. Este un mod de dobândire a proprietății, dar greu de realizat. Bun, haideți să revenim și cu picioarele pe pământ. Așa, cred că acest fenomen, un alt mesaj, este o practică întâlnită și la primările din mediul rural. Ne-a mai scris cineva lucrul ăsta. Suntem un oraș mort, avem un alt mesaj de la un alt telespectator. Hoții ăștia care de o viață sunt în primărie și la conducere nu au făcut în toți acești ani un parc industrial la Buzău în care să fie atrași investitori, care să creeze locuri de muncă. Da, asta, cu asta sunt de acord. Într-adevăr, în 15 sau 16 ani, Bășcodeală n-a făcut absolut nimic. S-a lăudat cu
chestia de la fabrica de parbrize da. De către... Și Shekam, Turcia. Așa, cărora le-am vândut, mă rog, li s-a vândut în cadrul procedurii de faliment respectiva chestiune. Ei, și acolo, să zicem, un exemplu de prostie din punct de vedere administrativ, i s-a eliberat omului autorizația de demolare și de, de construcție în ultima zi, domnule, deși Boșcodeală a ieșit și s-a bătut cu pumnul în piept ce investiții. Da, dar pe de altă parte, uite, să-l contrazicem puțin pe telespectatorul nostru, domnul Boșcodeală, cu date de la statistică, zice că la Buzău avem rata șomajului de doar 1,37% și e poate pe primul loc în țară. Dar știi care e șmecheria cu rata șomajului diminuată? Deci sunt scoși din evidență cei care au primit șomaj timp de 6 luni sau 9 luni cât este acum, după care ei dispar ca și șomeri. Nu mai sunt. Dar există în realitate, dar nu mai sunt înscripte. Sigur că da. Cum e posibil să vină firme din Timișoara și să recruteze personal de la noi din Buzău și autoritățile locale să nu facă nimic ca să-i atragă să facă producție la noi în oraș? Da, am auzit și eu lucrul ăsta, că după la Timișoara, după la Arad... Din multe zone din Banat și Transilvania, pentru că aici sunt oameni calificați în anumite profesii, de exemplu, cei de la geamuri sunt căutați de sticlăriile din, de pe lângă Sibiu, nu știu exact localitatea, cei care au lucrat la contactoare de asemenea, dar din nefericire sunt destul de în vârstă și nu prea mai... Domnul Gege avea 12.000 de lei pe lună doar salariu, ne scrie un telespectator, posibil. Plus alți bani luați din consilii, generam compania de apă. Asta e o informație neverificată. Așa zice telespectatorul nostru, ca de obicei noi citim mesajele primite de la telespectator, nu știu dacă este așa. 12.000 înseamnă 120 de milioane pe lună. Bun, rămâne să urmărim și noi acest subiect, să vedem ce se va mai întâmpla în continuare. În emisiunea trecută, cred că de joi am zis și eu, domnule, ce se mai întâmplă cu acest dosar, că trecură 3 săptămâni și cei de la DICOT anunțaseră că în termen de maxim 10 zile dau niște informații, iată, au percutat în această săptămână. Așa cum am zis, aveau materialul pregătit de Curtea de Conturi, nu mai au realizat încadrarea juridică pe ceea ce au primit de la Curtea de Conturi. O fi rata șomajului mică, poate pentru că au decedat lucrătorii respectiv. În schimb, îi învie pe listele de alegători, ne scrie un alt telespectator așa mai ironic. Bun, închidem subiectul ăsta cel puțin pentru emisiunea asta. O să mai discute și colega mea Mirela Copariu în detaliu de la ora 20. Eu trec la alte probleme mai obișnuite așa cu emisiunea noastră, care țin de administrația locală, cu niște gropi, lucruri de genul ăsta. Începem cu o mândrețe de groapă de pe strada Marghiloman, la intersecția străzilor Marghiloman cu Gârlaș. Haideți să vedem și noi imaginile surprinse astăzi de colegii mei acolo. Un telespectator ne-a dat ieri și dimensiunile, a mers acolo cu ruleta, spunea că are 2 metri lungime, 70 de centimetri lățime și pe alocuri chiar 20 de centimetri adâncime. Asta este groapa despre care vorbim. Un dreptunghi, da, de la geometrie. Înțeleg că adastă în felul ăsta groapa asta de vreo 2 luni. Atunci fui executată lucrarea de ăștia, de către cei de la gaze, așa, au uitat să mai pună asfalt, au turnat niște balast din ăsta așa cum se practică pe la noi, pe la țară, și între timp nu a zburat balastul ăla de acolo și a rămas doar groapa și încet, încet așa se adâncește până când poate unora le va intra toată groapa, toată roata în groapă. M-am uitat și eu astăzi, așa cu nesați pe imagine filmată de colegii mei, dar din păcate, domnul avocat, sunt unii șoferi, unii, nu toți, dar așa, majoritatea oculez groapa, domnule. Și ce fac? Deci când o văd, oculez, nu vor să dea cu roata în ea. E mai rău pentru aia care vor să intre pe strada asta Gârlaș, că ea nu prea au ce să facă. Ce să facă, trebuie să treacă pe acolo. Vă plac imaginile? Asta e chiar o groapă
cum se spune, frumoasă, nu? Nu frumoasă. Are unghiuri drepte. Este o groapă agreabilă, pentru că avem subiectul celălalt, păstrăduța aceea nemaipomenită. Cu columbele. Ați fost și pe acolo. Vai de capul meu. Deci acolo așa, nu, ceva, asemenea prostie. De groapa asta și pe urmă vorbim de... Groapa asta cred că are mai mult de 2 luni. Da. Inițial a zis, domnule, o lasă să taseze ca să nu mai existe după aceea posibilitatea să deformeze îmbrăcămintea asfaltică, dar este deja exagerată chestiunea respectivă. Nu cred însă că este de la gaze după amplasament. Domnul Dunel așa zice că de la gaze, că au venit ăștia de la gaze și au făcut lucrarea și au plecat. Păi dacă... Imaginile următoare, vei vedea că nici, vezi, nu există acele căpăcele pentru înainte sau înapoi care să dovedească că... Avem și o declarație a domnului Dunel. Cu privire la chestia asta. Referitor la chestia asta și domnul Dunel, domnul viceprimar, știe că e cazul ăstora de la gaze. Luăm un prim telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Oraș, bună seara, domnul avocat. O singură problemă aș vrea să vă... Vă rog! Deci s-a asfaltat Independenții pe sub podul de la Drăgaica, dar nu s-au amplasat indicatoare de gabarit. Personal am văzut 3 mașini care s-au lovit de pod. Deci 2 microbuze mai înalte și o camionetă. Da, bună intervenția dumneavoastră. Deci, problema este că acel pasaj agabaritic pentru majoritatea dintre autovehicule trebuia să fie restricționat mai dinainte. Normal, sigur că da. Păi, bun, și ce? Camioane din astea cu benă bănuiesc mai înaltă? Nu, sau? Nici vorbă, nici microbuze nu pot să treacă. Renault care căra apă minerală sau de asta pentru dozatoare cumpăna și 2 microbuze supraînălțate. A, deci alea nu microbuzele, da. Microbuze, nu camioane. Acele am fărșit, camionul a intrat de-a binele în pod. Exact. Da, bine că n-a dărâmat podul. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Sunt sigur că după reclamația făcută de dumneavoastră, cei de la primărie vor lua măsuri acolo. Bine. Bun, haideți să-l ascultăm și pe domnul Dunel. Înțeleg că s-au stricat ăștia de la primărie cu ăștia de la gaze din cauza locului ăsta și, din câte înțelegem, o să-i oblige cei de la primărie pe cei de la gaze că atunci când dau o intervenție în oraș să le spună celor de la primărie. Dom'le, vede, până acum lucrau cum voiau ei, așa, până oraș, de acum trebuie să informeze primăria. L-ascultăm pe domnul Dunel. Da, e într-adevăr, deja a început să lase, am fost și eu astăzi acolo. A fost o intervenție a celor de la gaze. Din câte am înțeles, am discutat cu cei de la gospodărire de la noi, cu respectiv cu domnul director și după intervenție au promis și regula asta este, se lasă pentru tasare câteva zile și după aceea se intervine cu să aducă la starea inițială. Se pare că a intervenit acum hai să zic, o neconcordanță, ca să nu numesc altfel, între primărie și cei de la gaze, că le lasă de izbeliște. Deja au trecut 2 luni. L-am rugat pe domnul director să facă din nou scris, de data asta să nu mai facă nici intervențiile decât cu acordul primăriei. Dacă așa am ajuns, așa vom face. N-avem încotro, trebuie să-i obligăm cumva. Și nu-i putem obliga decât scris. Oricum, sper să conflictul ăsta să se aplaneze și să rezolve. Nu-i critică, dar nu-i corect să lași 2 luni de zile neastupată cu asfalt o intervenție făcută de acum 2 luni. Dar de ce să nu fie critică? Trebuia să fie critică, ar fi trebuit să-i tragă de urechi. Nu, domnule, ar trebui să fie legală toată procedura respectivă. Deci în momentul în care face intervenția, după știința mea, legea îi impune să obține de la primărie măcar un acord de principiu, ca să se presemnalizeze, să știe primăria despre ce este vorba și să urmărească aplicarea dispozițiilor legale în materie de lucrări stradale. Dar
Păi vezi, aici înțelegem toată lumea gura păcătosului de la domnul Dunel, că ăștia de la gaze, deci găureau când voiau mușchii lor, da? E același lucru. Străzile și trotuarele din Buzău. Același chestiune care a spus-o. Ori să aplică legea, ori dacă nu aplici, ajungi să nu îi critici, ca să nu cumva să supere cei de la gaze și să nu știu ce să-ți facă, știi? Da. Groapa se tasează cu un compactor. Nu cu mașina mea, ne scrie un telespectator, iată, și se lasă două zile după compactare, după care trebuie să fie turnată... Două zile sau două luni? Două zile. Na, păi, probabil au încurcat ăștia de la gaze, da, datele astea calendaristice, vor fi zis că două zile e la fel, două săptămâni, două decade, două luni, tot aia. O lași, gazele nu și-a făcut datoria, nu? Dar primăria trebuia să-și facă datoria, să semnalizeze conform codului rutier, denivelarea respectivă, ca să nu zic tranșiere. Da, nu există așa ceva în procedura de reparație a părții carosabile, adică compactarea să facă cu mașinile buzoienilor. Nu există în procedură, dar noi la Buzău suntem într-un spațiu așa, unde nu se respectă toate regulile din lume. Noi avem reguli proprii aici la noi la Buzău, cum vă spuneam, cel mai corupt oraș din lume, la noi la Buzău, și normal că lucrăm după alte reguli. Dacă te raportezi la infracțiunile pentru care ești cercetat primarul, sunt de acord, dar în rest avem această mică găinărie de la nivelul impozitelor și taxelor locale. În rest, nu prea mi-a adus caminte să fie batat. N-am avut decât pe doi prefecți. Prefecții, doi președinți de consiliu. slăbuți, domnule, de așa, ce mai nu știu câți senatori, deputați, filmați-l pe domnul avocat, iată, râde dacă ne zic eu, dar e slăbuț acela la noi la nou. Nu e corupție deloc la noi la Buzău. Iată, un telespectator răutăcios, așa, ca și noi ăștia din presă, Dicotul poate în viitorul apropiat poate bate la ușa și ăstora de la compania de apă. Da, foarte răutăcios acest mesaj, ca și telespectatorul. Al mesaj... Ce credeți de primăria Viperești, care a asfaltat între statele Ursoaia și Palici doar un kilometru? Păi, doar atâtea au fost bani, că așa au venit de la guvern, am văzut eu, doar cât un miliard. Da? Zicea că le-a dat la toți, așa, să lăudau ăștia după la Consiliul Județean, domnule, ce de bani au dat, un miliard pentru asfaltare. Și atâta le-a ajuns. Da? Cred că e și mult un miliard, cred că a mai pus primarul de la el, a asfaltat un kilometru. Bun. Acum, nu știu dacă telespectatorul care ne-a scris, știu sigur că are habar unde este Ursoaia. Mă îndoiesc că majoritatea telespectatorilor știu unde este Ursoaia. Este pe un vârf de deal, iar ca să asfalteze acolo, nu cred că se va reuși cu tehnologia actuală, decât dacă se facă investiții masive. Pentru că da, eu propun, domnul avocat, să-i luăm banii primarului de la Viperești, da? Asfaltează pe vârful dealului acolo nu, și nu. Noi nu avem aici în municipiu, în orașul Buzău, străzi asfaltate. Bun. Bani înapoi, asfaltăm aici în cartier, nu la Șoseaua Națională Buzău-Brașov, la un moment dat la Cislău, face un drum la dreapta și după aceea trece Buzău și după aceea se ajunge la Ursoaia. Acum, bucățica asta este între două cătune. Bucățica asta asfaltată. Da. Nici într-un caz spre Ursoaia. Deci mai ușor cu pretențiile, da, telespectatorului să asfalteze și tot drumul de la Ursoaia la Palici, da, sau Pălici, cum? Pălici, cred că este. Așa. Mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Alo! Bună seara, sunteți în direct. Spuneți, vă rog. Bună seara! Vă rog. Bună oraș. Da. Mă bază la subiectul dumneavoastră cu asfaltarea. Da. Aș vrea să puneți în discuție Casa de Cultură a municipiului Buzău. Mm. Este Casa de Cultură a sindicatelor, scrie sus pe frontispiciu. După Bălcescu, da? Da, da. Și jos scrie Casa Berarilor. A cui e casa, domnule? Este Casa de Cultură a sindicatelor, nu are nicio legătură cu Casa de Cultură a municipiului, care este pe o altă stradă. Care e pe Păcii. Da. A fost pe Păcii, dar nu mai e. S-a mutat la Marghiloman. Pe Marghiloman. Da, deci aia e Casa de Cultură a sindicatelor și, deci, și cu ăștia Berari, ăștia au închiriat, nu? Au închiriat. Ce se întâmplă? Sindicatele trebuie să-și asigure... Da, domnule, ce nu i-a transformat Casa de Cultură în talcioc? Stați un pic. Sindicatele trebuie să-și asigure cheltuielile pentru funcționarea
Păi nu-i finanțează nimeni, din câte știu eu, pe ăștia de la Casa de Cultură. Nu-i finanțează și, nimeni. Se autofinanțează închirind spațiile cui găsesc. Îmi pare foarte rău că am adus în discuție subiectul. Nu, e foarte bine că l-ați adus în discuție. Știu că au închiriat și la mobilă, dacă nu mă știu. Exact. Cu ce se ocupă Centrul de Cultură Județean? A, e cu totul altceva. N-are treabă cu Casa de Cultură. Și care sindicații? Păi sunt vreo afiliate, vreo trei sindicate de aici, din Buzău, dar este vorba de o organizație sindicală din această centrală. În esență, domnul meu, dumneavoastră reclamați lucrul ăsta și nu vi se pare corect să fie închiriate la Casa de Cultură, nu? Spații pentru diverse... Nu, să fie închiriate pentru spectacole, pentru cultură. Am înțeles, da. Nu da. Pentru bere, nu pentru cârcium, nu pentru desfacerea... Perfect de acord cu dumneavoastră. Dar cei de acolo zic, domnule, dar ăștia de la primărie sau de la Consiliul Județean, de la Casa de Cultură asta de care vorbesc dumneavoastră, nu ne dau și nouă niciun ban, nici 10 milioane nu ne dau și nouă. Da? Și trebuie să ne autofinanțăm. Și de asta suntem nevoi. Nu le convine nici lor faptul ăsta că trebuie să închirieze, dar pe ei nu-i finanțează nimeni. Sper că ați înțeles. Aia cu aia e Casa de Cultură a noastră, tuturor celor care... Nu, e a sindicatelor, nu e a noastră tuturor. Nu, eu a sindicatelor. Da. E a da. Noastră, că noi am muncit o viață întreagă, 40 de ani, am muncit și la Casa de Cultură, am pus și eu niște cărămizi acolo. Păi vedeți? Sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul. Sper că v-am lămurit, da, cei cu spațiul respectiv. Nu, se organizează, deci îl cunosc pe directorul Casei de Cultură, se străduiește. Problema este că sala de spectacol e foarte mică și nu poți să organizezi nici măcar un spectacol gen... Nu, și cred că acum iarna are și altă problemă, nu e încălzită. Pentru că nu au bani, asta este realitatea. Da, păi poate era mai bine dacă se putea să o ia Consiliul Județean sau Primăria, da? N-au cum. Da, cum? Legea sindicatelor este... Așa ne uităm la mobilă acolo. Luăm și noi o pauză de publicitate. Mai avem un mesaj de la un telespectator legat de asfaltarea asta. De aici zice cineva că poate domnul primar Boșcodală este mare ecologist. De asta nu prea vrea să asfalteze și lasă așa mai rustic cu bolovani, cu nisip, lucruri de genul ăsta. Dar nu e la partidul ecologist, la PSD, domnul Boșcodeală. Mai este la PSD? Da. Publicitate, revenim după câteva minute la alte subiecte, dar să vă spun despre ce mai vorbim. Despre strada Columbelor, da? Vedeți și acolo niște lucruri frumoase cu gurile de canal. Parcare cu plată la piață pe strada Independenței, exclus dubele, deci dubele nu vor mai avea voie, da? De lăudat lucrul ăsta din partea celor de la primărie. Și mai avem ceva interesant, atenție, ați auzit de Göteborg, domnul avocat? Da. Oraș este... din Suedia, din da? Din Suedia, are o echipă de fotbal celebră. Da, i-a bătut Steaua odată, da, da, da. De la IFK Göteborg, dar fiți atent la ce la mine, pe asta n-aveați de unde să o știți, Göteborg tinde să devină o a doua Simileasca, da? Mii de buzoieni, da? E o enclavă de buzoieni, așa, mai colorate, drept acolo la Göteborg, ba mai mult ăștia în condițiile astea, domnule, n-au ce să facă, Göteborg poate să devină, atenție, oraș înfrățit cu orașul Buzău. Publicitate, revenim după câteva minute.